pic să te întrerup, pentru că n-are foarte multă baterie Cristi Balaj, am înțeles, okay. Și să nu pierdem legătura. Bună ziua! Bună, Filoti, nu știu cu cine ești în studio. Filoti e în studio cu Ilie Dumitrescu, cu Radu Paraschivescu și cu Ionel Dănciulescu. Ei, salut pe toți trei. Și noi trebuie să te salutăm. Salut, Cristi. Voia să vă întrebăm în primul rând... Cum priviți zvonurile apărute în presă? În ce măsură sunteți tentați să spuneți că se încearcă destabilizarea lucrurilor? Mă refer la niște articole legate de posibilă, cum să zic, posibile fricțiuni, o posibilă ruptură între patron și antrenor. Ca să intrăm direct în subiect. Da, deja am intrat într-un serial, pentru că zilele trecute a trebuit să răspund legat de un alt subiect, delegarea arbitrului pentru meciul cu FCSB. Păi, vă întrebăm și de aici, Van. Ok. Și discuția e simplă. Eu am spus și data trecută, prin prietenie, înțeleg să nu pui cel la care ții sau de care îți pasă sau care consider că ți este prieten în situații dificile. Dacă sunt prieten cu Crăciunescu, este în primul și în primul rând pentru că niciodată nu mi-a sugerat, nu mi-a cerut să defavorizez sau să favorizez un club. Dimpotrivă, doar să fiu corect și așa am ajuns la un nivel destul de ridicat. N-am cum să nu respect o asemenea persoană care pentru o perioadă de timp a fost și Comisia Centrală a Arbitrilor Președinte și a decis delegările. Ori... Din acest punct de vedere, subiectul este închis. Am emoții pentru toți arbitrii români, mai ales cei care mi-au fost colegi, atunci când oficiază la partide internaționale sau atunci când arbitrează CFR-ul, de exemplu. Pentru mine ar fi o povară să trebuiască să explic o greșeală de arbitraj într-un meci în care am câștigat. Nu a fost cazul, pentru că nu am avut meciuri în care să câștigăm datorită, probabil că era de bine pentru echipă, dar pentru mine nu neapărat. Și atunci probabil ar trebui să spun din cauza unei greșeli de arbitraj. Asta nu înseamnă că au fost și greșeli în favoarea noastră, dar s-a nimerit să nu câștigăm acel meci. Să vedem ultimul joc de la Craiova, când un jucător de-a nostru trebuia să primească cartonaș roșu. Asta nu înseamnă că nu vom reacționa dacă vom simți vreodată că suntem dezavantajați direct. Pentru că indirect, conform clasamentelor pe care presa le-a făcut, diferența între locul 1 și locul 2 ar fi fost mult mai mare dacă nu ar fi existat greșeli de arbitraj în acest campionat. Și vedeți, deci și citați. Citați presa și când face lucruri corect. Bune. Sunteți așa corect. E frumos ca să fim imparțial, corect și chiar dacă suntem subiectivi, măcar să încercăm să fim corecți. Da. Legat de zvonul care m-ați întrebat, da. Am văzut un articol într-o anumită publicație, un articol nesemnat. Este exclus să fie probleme în clubul CFR în acest moment. Este episodul 2 dintr-un serial care apare înaintea unui meci important. Mai mult decât atât, chiar ieri și culmea, domnul Varga nu a fost prezent, acționarii ai clubului au venit, au discutat cu jucătorii, a fost o discuție prin care li s-a asigurat sprijinul în continuare, s-a discutat de stabilitate, în special financiară, pentru că se așteptau să apară tot felul de subiecte legate de insolvență sau probleme financiare și a fost o discuție în care jucătorii povesteam că după meci au plecat și sunt mult mai liniștiți pentru că s-a demonstrat încă o dată, acum în mod direct, că au tot sprijinul acționariatului, oamenilor care au grijă ca acest club să existe în continuare. Deci spuneți că jucătorii sunt mai liniștiți după discuție, mai ales în contextul datoriilor despre care s-a vorbit și al tuturor lucrurilor pe parte... Datoriile au apărut în urma unui management la care eu nu am luat parte. Am găsit o stare de fapt
Da, dar are mai puțină importanță, adică are importanță pentru noastră, vă înțeleg, dar are mai puțină importanță în contextul viitorului echipei și al jucătorilor. În contextul viitorului au scăzut datoriile către terți și au crescut datoriile către patronul echipei. Am înțeles. Ori atât timp cât nu s-a plâns sau nu l-a auzit vreodată să se plângă de acest lucru, nu cred că ar trebui să mai dezvoltăm acest subiect. Faptul că nu a fost domnul Varga ieri poate fi interpretat și ca un semn că... Nu, puteți să interpretați cum doriți. Nu, de asta prefer să vă întreb. Păi nu, nu a fost în Cluj. Ăsta a fost motivul pentru care nu a fost prezent. Deci spuneți că are parte Dan Petrescu de toată susținerea acționariatului, inclusiv a domnului indiscutabil. Varga. Indiscutabil. Na. Nu există și am subliniat acest lucru de atâtea ori. La noi, la CFR Cluj, antrenorul este cel care decide cum se pregătesc jucătorii, câte antrenamente se fac într-o săptămână, cine intră în cantonament, primul 11 care intră în teren, schimbările efectuate pe parcursul jocului și de aici probabil îl vedeți pe Dan Petrescu mult mai preocupat comparativ cu alți antrenori, pentru că răspunderea este în primul și în primul rând pe umerii lui. Sesizez nuanța și mi se pare că sunt de acord. Până la urmă ăsta este modelul de urmat. Dar cum îi simțiți pe jucător, pe Dan Petrescu? Chiar la cum îl cunosc, el este tensionat și înaintea unor meciuri în care miza nu este ca aceea de duminică și înaintea unor meciuri când echipa are un avantaj sau când echipa avea un avantaj mult mai consistent decât îl are acum. Pentru că, din păcate, pentru CFR, acest avantaj de puncte a cam scăzut în ultimul timp. Suntem la nivelul la care știm să luăm tot ce e bun și dintr-o înfrângere. Ori dacă am fi avut un punct în plus în clasament în acest moment, riscam să ne păcălim, să apară oarecare automulțumire și compar situațiile așa imaginar oarecum cu ceea ce avem în momentul acesta. Jucătorii sunt mult mai concentrați, o oarecare stare de frustrare, de furie care se revarsă într-o pregătire mult mai dârză, într-o seriozitate la un nivel ridicat și nu pot decât să mă bucur pentru că vor să demonstreze că a fost o întâmplare primirea golului în ultimele secunde din meciul de la partida Craiova în care am pierdut, da. Am fost răsfățați în ultimul timp și ne-am bucurat să vedem o asistență numeroasă la meciul Clujului de la Craiova. Am văzut și la FCSB cu Craiova, am văzut Rapidul pe Giuleș cu Botoșani sau Rapidul la UTA. Cum se anunță? Cum e interesul clujenilor pentru meciul? Și la Cluj, la U Cluj cu Steaua am văzut. Avem sold out și dacă la Craiova meciul cu CFR a fost un public mai numeros sau dacă în meciul de acasă următor avem sold out și publicul va fi prezent într-un mult mai mare decât în etapele precedente, asta se datorează și adversarilor, nu doar echipelor care joacă acasă. Și cu cât adversarul este mai puternic, cu atât interesul este mai mare și e un meci în care lumea dorește să vadă spectacol. Nu am înțeles. E doar varianta victoriei pentru dumneavoastră duminică sau egalul vă permite să... Nu și-au fost întrebările acestea. Noi, în primul rând, nu cred că există o persoană din cadrul clubului nostru sau adversarilor noastre, nu vorbesc nu doar de meciul care urmează, care să nu-și dorească să câștige. Fiecare echipă dorește să... Da, dar sigur că îți faci calculele, având în vedere că mai sunt etape. Dacă se va întâmpla pe final să avem nevoie doar de un punct, o să vă răspund că e suficient și egal, sau ne-am mulțumit și cu un egal. În acest moment, bineînțeles că dorim să câștigăm. Și noi și precis și cei de la FCSB. Suntem conștienți. Am înțeles. Iar noi ne dorim să avem parte de un meci foarte frumos. Și un arbitraj foarte bun de nivelul Champions League. Asta, cu care asta nu mai ține de noi. Obișnuit. Sigur că ne dorim, dar nu ține. Ține de aici Vancouver și sunt toate premisele să fie așa. Păi da, trebuie să fiu mai mult decât explicit pentru că avem grijă ca să
apară anumite speculații și nu mi se pare corect nici față de arbitri, cu care ne mândrim atunci când arbitrează foarte bine în Champions League, și nici față de mine. Da, și asta.